Carabinierii și Poliția Financiară din Italia au găsit 8 milioane de euro în gropație în curtea unei familii din Italia, iar o parte din sumă provenea din România. Cei doi soți au fost arestați fiind acuzați că au coordonat o vastă rețea de evaziune fiscală care a produs un prejudiciu uriaș. Conform Digi24, frauda uriașă a fost descoperită în urma unei investigații foarte lungi. Au fost descoperite mii de facturi false în valoare de peste 500 de milioane de euro, care ar fi fost emise începând cu 2018 pentru operațiuni de comerț cu material feros, potrivit Corier de la Sera. Un munte de banknote de 50 și 100 de euro sigilate în pungi de plastic, însumând 8 milioane de euro, a fost recuperat în ultimele zile din curtea celor doi italieni, de 46 și 40 de ani. Dar anchetatorii continuă să sape, suspectând că mai există și alții bani ascunși. Potrivit organelor fiscale, evaziunea produsă de rețeaua celor doi soți ar fi de 93 de milioane de euro. Giuliano Rossini se află după gratii în închisoarea Cremona, în timp ce soția lui Silvia Fornari este închisă la Verziano. Cu toate că și-au recunoscut faptele, cei doi soți au refuzat să dea declarații amănunțite despre faptele lor. Prima parte a sumei uriașe a fost descoperită în urmă cu câteva zile, când carabinierii și poliția financiară au început să sape în gazonul din jurul casei, deținute de Rosini și Fornarii. Potrivit anchetatorilor, banii au fost aduși în numerar în Italia, fiind extrași din conturi curente deschise în România, Croația, Bulgaria și chiar în China. Schema de evaziune a celor doi soți era complexă și implica firme fantomă. Se eliberau facturi false, iar banii erau virați în conturile din străinătate, ca apoi să fie duși în numerar în Italia, cu eludarea taxelor și impozitelor. Procurorul care conduce ancheta spune că în acest caz sunt vizați 77 de suspecți, cei doi soți care au coordonat întreaga activitate. I-au avut drept colaboratori apropiați pe fiul lor, Emanuel Rosini, în vârstă de 22 de ani și pe sora femeii, Marta Fornari, care se află în arest la domiciliu, relatează Digi24.